Și acum vreau să vă predic la cei care sunteți îmbrăcați în alb și să vă reamintesc la ceilalți. Și să vă spun și la ceilalți, de altfel, care încă n-ați ajuns la pocăință. Știți ce aveți de făcut, dumneavoastră, cei ce sunteți îmbrăcați în alb de aici? Revin la predica lui Petru. A zis, vă pocăiți, vă botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar de ce este nevoie de darul Sfântului Duh pentru cei pocăiți? Pentru că, dragii mei, noi încă suntem în carne și oase. Și după ce te-ai obișnuit 60 de ani să înjuri, nu știu, pe românești, o pe slovăcești, îți vine iară după o vreme. Dar Duhul lui Dumnezeu îți poate da putere, schimbă mintea, schimbă gândurile, gesturile și devii un om nou. Spunea apostolul Petru aici că-și făgăduința aceasta este pentru voi. Și pentru toți, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul vostru. Care a fost făgăduința? Scrie aici în Fapte, capitolul 1, versetul 4. Să aștepte făgăduința Tatălui. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt și când va veni El, veți primi o putere. Să trăiți o viață nouă, să vestiți pe Domnul. Doamne, lasă peste toți cei prezenți Duhul Tău. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste un om, știți ce înseamnă asta? Prea comanda ființei noastre. Am fost luna aceasta în biserică din Bivolărie, județul Suceava, și se pune lângă mine unul din frații Mitri, cu un bătrân de 80 și ceva de ani. Spune, frate, ajung greu la adunare, dar îmi place să vin. Și dintr-o dată începe să-mi relateze cum a ajuns el prima dată la adunare și cum a fost mântuit. Zice, era în anul 1956. În vremea aceea, părinții noștri, ei erau tineri atunci, evident, începuseră să umble la pocăiți. Noi, șase băietani, cum spun bucovinenii, am zis, băi, ce caută părinții noștri acolo, măi? Ne fac de ocară acum când noi suntem tineri. Și s-a întâmplat, cum știți, noaptea de înviere, merg oamenii, dar Dumnezeu peste toată familia aceea, Mitric a lăsat un somn așa adânc, nu s-au trezit nici părinți, nici copii până a fost soarele sus. Când s-au trezit, băi, am ratat petrecerea de la înviere, distracții cu ouă, cu știți, cu toate, cu vorbe, slujba numai de formă. Ce-i de făcut? Părinții au zis, noi mergem la adunare, măi copii. După ce au plecat părinții, cei șase s-au înțeles, hai mergem și noi să-i potolim pe pocăiții ăștia să nu-i mai întulbure pe anuștri. Și s-au pus toți șase acolo pe o bancă, gata, gata să acționeze sau să reacționeze. Dar a venit un frate blând și eu invitam mai în față, și ce-a făcut, ce n-a făcut, așa ne-a aranjat, de nu mai rămas doi lângă o altă. Acum, fiind printre pocăiți ăștia, au început să se roage și să plângă. Și a venit o cercetare peste noi și ne-am dat seama că suntem păcătoși. Și am început să plângem bărbați, că tot ești așa înalți în toată firea. Și pe la 10 fără 20 plângeam deja toți. În ziua aceea, i-a chemat Domnul la pocăință pe toți șase. Și cu părinții, 8 s-au pocăit într-o zi. Și la scurt timp după aceea s-au pus să se roage și să primească Duhul Sfânt. Și povestea fratele când l-a botezat Domnul pe el cu Duhul Sfânt, 3 zile nu știa vorbi românești. Așa putere a venit peste el și a mers la serviciu, lucra la CFR-ul. Și i-a spus șeful de tură, era un om foarte sever și răspundea în alte limbi. S-o speriat-o, ce gândește ăsta de mine, Doamne, că am nebunit. Îl întreabă colegul de pe tură, ăsta răspundea numai în alte limbi. Dar culmea, ăștia se uitau la el frumos, tot i-or da sarcini de servici. Zile în șir, săptămâni și luni s-a rugat și au spus, Doamne, ce-or fi gândit ăștia de mine? Eu mă întrebam pe românește și eu îmi venea numai să vorbesc în alte limbi, slăvea pe Dumnezeu. Și într-o zi când se ruga, Domnul i-a zis, fii liniștit, n-ai văzut că ei au reacționat normal, eu pe ei i-am făcut să audă românește. A zis, de-aia nu m-a sesizat nimeni și nu i-a părut nimic ne la loc. Dar frumusețea este nu doar că îi zbucnim și îl proslăvim pe Dumnezeu, cum scrie în Fapte 2, că spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, sau în Fapte 10, că lăudau pe Dumnezeu în alte limbi. Acest Duh al lui Dumnezeu ne dă putere să trăim frumos. Și pe românește, în loc să blastem, de acum binecuvintezi. Și în loc să mai spui bancuri în slovacă, de acum o să cânți cântările astea frumoase afișate aici sus. Și alte cuvinte ale lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
Dragii mei, noi suntem carne păcătoasă, fără Duhul lui Dumnezeu, nu ne putem duce pocăință. Să nu credeți că este cineva în stare, puternic, pe puterile lui să facă ceva. Nu, puterea este a lui Dumnezeu. Ba mai mult, dragii mei, noi suntem oameni muritori. Duhul Dumnezeu a venit pe noi să ne transforme și într-o zi, Duhul care este în noi ne va da și trupuri duhovnicești, ne va răpi la cer și vom fi împreună cu Domnul în prezența sa, slăvit să fie numele. Ce începe aici cu botezul cu Duhul Sfânt se termină cu proslăvirea de la revenirea Domnului Hristos și transformarea de la înviere, mărire Domnului. Să vină Duhul Domnului peste noi. Da, slăvit să fie în veci. Am întâlnit situații în care frați și surori aflați pe patul morții, slăbiți de bătrânețe, nu mai puteau nici să țină o lingură în mână. Când venea prezența Duhului Dumnezeu peste ei, săreau în picioare ca niște soldați la alarmă. Proroceau și când se termina prorocia, trebuia să țină cineva de ei să-l așeze încet în pat, ca să vezi diferența dintre cei carne și prezența Duhului Dumnezeu peste un om. Despre Domnul Hristos este scris că era un om obișnuit. Nu era nimic atrăgător la el special, dar când în prezența divină, împreună cu Moise și Ilie, s-au umplut de slavă, străluceau ca soarele. Și dumneavoastră, dacă veți păstra curăția și veți lăsa Duhul Sfânt să lucreze în viața dumneavoastră, într-o zi veți străluci ca stelele și, zice Scriptura, în veac de veac, mărire Domnului.